Salvare spectaculoasă într-o comună din Argeș, un bărbat a căzut într-un canal și nu a mai putut să iasă de acolo. Salvatorii au fost nevoiți să improvizeze ca să-l transporte pe omul aproape înghețat și rănit pe panta abruptă a canalului. Pune targa pe el. Așa, așa, cu întoarce cu totul. 1, 2, 3 și... Conștient, dar rănit și aproape înghețat. Mai bine de 5 ore omul a așteptat o salvare. A venit într-un final din partea unui trecător. În stufărișul des, acesta a zărit trupul bărbatului căzut. Imediat a chemat ajutor. Pe aceeași pantă, omul alunecase cu câteva ore înainte. De la ora 5 dimineața a rămas imobilizat, ascuns de pătura stufărișului. Pompierii au fost nevoiți să improvizeze ca să urce trupul bărbatului pe panta abruptă. Au prins targa cu sfor și au reușit să o aducă până la ambulanță. Intervenția a fost destul de dificilă, având în vedere panta abruptă a canalului. Este ușor hipotermic. I s-a acordat primul ajutor. Omul, în vârstă de 40 de ani, a fost transportat la Spitalul Județean Argeș cu traumatism craniocerebral. E în stare stabilă.